Bine v-am găsit! Mâine se strică vremea sau mai degrabă revine la normalul perioadei în care ne aflăm. Avem parte de ploi prin toată țara, ninsorile apar la munte, este mai rece decât normalul timpului în care ne aflăm. Avem parte așadar de o vreme mohorâtă. Prognoza detaliată pentru 30 octombrie în cele ce urmează. Din punct de vedere sinoptic, ziua de mâine consolidează la nivelul țării noastre prezența presiunii ridicate aparținând anticiclonului Oldenburgia, în timp ce frontul rece, care a adus deja răcire și precipitații la noi, ne părăsește prin est-sud-est. Din punct de vedere al circulației, abaterile termice scad la valori de minus 1 spre minus 3 grade prin Oltenia, mare parte din Muntenia, minus 4 spre minus 6 grade prin Dobrogea, Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, în timp ce răcirea cea mai accentuată va fi în Moldova, cu abateri negative spre minus 8, minus 10 grade față de normalul perioadei în care ne aflăm. Reapar valorile nocturne negative în zona orientalilor, unde se vor atinge minus 2 spre minus 4 grade, în timp ce în restul zonelor montane vorbim de valori minime cuprinse între 1, 3, 4 grade. În Moldova, Transilvania, Maramureș, Banat și Crișana ne oprim la temperaturi de 4, 6, 7 grade, iar cele mai ridicate valori ale nopții le vom avea în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, cu ale lor 8, 10, 12 grade. Răcirea despre care tot am vorbit se va resimți mâine cel mai puternic la nivelul temperaturilor maxime, care nu vor mai trece de 8, 10, 12 grade la nivelul întregii țări, în timp ce în zonele montane se opresc la 2, 4, 5 grade, cu valori negative de minus 1 spre minus 3 grade pe crestele montane ale orientalilor. Pe timpul nopții, singurele zone din țară unde vom avea parte de un cer senin sunt Banatul și Crișana. După amiaza și la începutul serii, avem parte de un cer variabil pentru foarte scurt timp și prin Dobrogea și Moldova, pentru ca până la finalul zilei cerul întregii țări să fie acoperit de nori joși persistenți. Condiții de ceață vor fi pe tot parcursul zilei, mai ales prin zonele montane. Mă refer aici la meridionali. La începutul nopții avem parte de ploi prin Timiș, Caraș-Severin, zonele montane din Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, dar și prin Sibiu, Alba, Cluj, Mureș, Brașov, Bistrița. Ploi vor fi și în Moldova și oriental, Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Brăila, Vaslui, dar și prin Harghita și Covasna. În nordul extrem al orientalilor vor fi și Lapovițe și ninsori. Direcția de deplasare a frontului de precipitații este nord-sud, astfel că până la orele dimineții ploile ajung și în Muntenia, Oltenia și Dobrogea. În Oltenia, vestul Munteniei, ploile continuă până spre orele serii, iar în oriental ninsorile se extind. Seara și până la finalul zilei, aria precipitațiilor se extinde în toată Oltenia, Muntenia, Transilvania, aici vorbim de ploi, în timp ce ninsorile vor cuprinde toate zonele montane. Ziua de mâine aduce un vânt slab, cu ușoare intensificări moderate, mă refer aici la rafale de 40-50 de km pe oră, după amiaza prin Oltenia și Muntenia. Reîncepem să ne uităm la stratul de zăpadă, tot în zonele montane, momentan, unde până la finalul zilei de mâine se pot depune câțiva centimetri, 3, 4, maxim 5 centimetri.